Prima se acordă în mod constant în ultimii ani și reprezintă o recunoaștere a meritelor angajaților pentru creșterea vânzărilor înregistrată de uzina de la Mioveni. Aceste beneficii vin însă după ce sindicatul a amenințat cu greva. În 2013, o grevă spontană de o zi și jumătate a adus pierderi de câteva milioane de euro. De cealaltă parte, administrația de la Dacia susține că și-a demonstrat preocuparea pentru susținerea locurilor de muncă, luând în calcul contextul economic, nivelul scăzut al inflației, scăderea TVA și concurența puternică de pe piața auto europeană. Salariul mediu brut realizat pentru operatorii de pe platforma Dacia a fost în 2015 mai mare de 4.700 de lei, ceea ce reprezintă de peste 4 ori salariul minim pe economie și de aproape 2 ori salariul mediu național. În plus, angajații beneficiază de numeroase alte avantaje, precum masă caldă, bonuri de masă, transport, bilete de vacanță, asigurare de sănătate. În 2015, pe porțile uzinei au ieșit peste 330.000 de mașini.